da parte în Dobrogea istorică. O artistă foarte îndrăgită. Peste 40 de ani de carieră are artista pe care o să o prezentăm în momentele următoare, lansată în 1972, dacă nu mă înșel, la concursul Floarea din Grădină. De altfel, acest concurs era un concurs care promova tinerii foarte talentați, care cântă cu sufletul și cu portul tradițional din diferite zone, muzica tradițională, muzica populară românească. Acolo s-a lansat această mare artistă pe care aș vrea să o aplaudați în minutele următoare. Doamna Floarea Tănăsescu. Îmi face plăcere, doamnă, să vă revăd. De altfel, trebuie să vă spun că doamna Tănăsescu a fost prezentă în cadrul emisiunii noastre când noi filmam, când filmam la Constanța, da. Aveam acolo un studio de televiziune și doamna Floarea ne-a făcut onoarea și bucuria să fie prezentă. Vă mulțumesc că astăzi ați venit cu noutăți și cu proiecte muzicale frumoase la noi. De altfel, vreau să ne povestiți dumneavoastră despre ce e vorba. Da, în primul rând vreau să spun și eu bună seara, dragilor telespectatori, să vă mulțumesc pentru invitație și să urez sărbătoriților un sincer la mulți ani. Acum este vorba despre cartea mea autobiografică, Dobrogea, plaiul meu de cântec și poveste, și CD-ul care este Best of, cu 35 de cântece din repertoriul Hai la Dobrogea, din repertoriul personal. Vă mulțumim frumos, doamna Tănăsescu. De altfel, mi-a scris și mie aici o dedicație și eu sunt și extrem de bucuros. Vă ascultăm muzica și vă prețuim. Uite, Natalia Șerbănescu sau Elena Roizen, Dumnezeu să o odihnească, sunt câteva nume de referință pentru dobrogeni, la care se alătură și această minunată personalitate, doamna Floarea Tănăsescu. Mulțumesc mult! Vă ascultăm! Aplauze! Să vă mulțumesc!
Mulțumim, doamna Floarea Tănăsescu. Aveți câteva floricele prinse într-un buchet. Vă admirăm foarte mult. Și vă mulțumim că v-ați făcut timp să veniți la emisia noastră. Cu drag întotdeauna. Vreau să vă spun că ați cântat împreună cu niște copii foarte talentați, pe care noi îi promovăm în cadrul emisiunii noastre și vreau să le ofer o diplomă de participare. E vorba de ansamblu folcloric Ecoul din Vale, Comuna Fărăuan, Județul Bacău.